Dr. Chip. Bine v-am găsit, prieteni! În acest clip vreau să vorbesc despre sindromul gurii care arde. Deci acea senzație de arsură, de durere, care apare în special la nivelul limbii, de unde și denumirea de glosodinie vine din limba greacă, deci dureri la nivelul limbii, dar care se pot extinde la nivelul întregii cavități bucale. De foarte multe ori este considerată idiopatică, deci fără o cauză aparentă, nu îi se depistează cauza. Totuși, sunt studii care arată că de cele mai multe ori prezența acestui sindrom se însoțește de un deficit de vitamina B12 sau deficit de acid folic, vitamina B9, vitamina B6, zinc. Apare la multe femei, deci multe cazuri sunt la femei la menopauză sau la persoane cu diabet. Deficitul de vitamina B12 apare și el, apare în anumite situații, cum ar fi scăderea acidității gastrice, persoane care iau antiacide, pentru că absorpția de vitamina B12 se face în stomac sub acțiunea sucului gastric, care este acid. Poate să apară la persoane care au suferit operații de bypass gastric sau cel la persoane la care s-a rezecat stomacul din diferite cauze. De asemenea, poate să apară în boala Crohn, în sindromul de colon iritabil. Foarte important, în consumul de alcool, deci cei care consumă alcool dezvoltă un deficit de vitamina B12 și de asemenea la cei care au dietă vegană sau vegetariană, pentru că vitamina B12, sursa principală de vitamina B12, este reprezentată de produse de origine animală, carne, lactate, ouă. Deficitul de zinc poate să apară și el la femei la menopauză, poate să apară în diabet. Deci, indiferent care este cauza, ea trebuie corectată, adică deficitele acestea de vitamina B12, de acid folic, de zinc sau de vitamina B6. De asemenea, în cazul diabetului, trebuie corectat diabetul, post intermitent, reducerea consumului de carbohidrați și, bineînțeles, toate măsurile pe care vi le indică medicul, tratamentul indicat de medic. Și de asemenea, la menopauză trebuie combătut deficitul de estrogen care apare în această situație. Pentru deficitele de vitamine și de zinc, este de preferat să se apeleze la alimentele bogate în acestea. După cum am spus, la vegan-vegetarian, soluția pentru vitamina B12 este numai administrarea sub formă de suplimente, pentru că asta e situația, nu consumă alimente care sunt bogate în vitamina B12. Închei aici, vă mulțumesc, pe data viitoare, la revedere!